Salutare, oameni buni, și bine ați venit la Interviews for Hope, un proiect magic în care oameni deosebiți se întâlnesc și cred că sunteți obișnuiți deja cu un fel de oameni care au o poveste minunată. Bineînțeles că astăzi am din nou un personaj pitoresc, cu o poveste fenomenală, Rudi von Kronstadt. Este din Brașov și este artist vizual și povestea lui inspiră. Rudi, bine ai venit în Interviews for Hope la televiziunea M9 TV din Mureș, the best. Ce mai faci? Salutări și bine v-am găsit. Te salut pe tine și pe cei care ne privesc astăzi. Ce fac? Momentan beau cafeaua. Este undeva dimineață. Puțină lumină în Brașov. A fost cam întuneric, acum e un pic de lumină. Beau cafeaua. Deci, Rudi, prima întrebare. De ce Rudi von Kronstadt? Că te-am întrebat... De ce nu, care e numele tău exact, dar tu vrei să fii denumit Rudi von Kronstadt. De ce Rudi von Kronstadt? Nu vreau să fiu denumit. E vorba de un pseudonim asumat acum 21 de ani. Ok. Rudi a fost încă de la început un nume pe care l-am căutat destul de mult. Nu are legătură cu nimic anume. Am căutat un nume mai... un nume internațional în momentul respectiv. Nu mi s-a părut că numele meu românesc și de familie și mic poate să conducă un gest artistic și mi-am asumat numele Rudi. Iar apoi, la mai mulți ani, după vreo 10 ani, tot eram întrebat prin expoziții care e numele mare, numele mare, numele mare de familie. Da. Am căutat tot așa, am stat zile întregi cu foi de hârtie și până la urmă am contras ideea că trebuie să fie von Kronstadt pentru că îmi reprezint orașul. Kronstadt este numele Brașovului în limba germană. Dar spune-mi, Rudi, deci lumea te găsește Rudi von Kronstadt pe social media peste tot, da? Absolut peste tot. Dacă scrieți pe Google numele ăsta, veți găsi o sumedenie de referințe. Și când zic o sumedenie, veți găsi chiar o sumedenie. Rudi, întrebare. Rudi, deci spune-mi, artist plastic. Ce influență ai? Ce faci tu? Artist vizual, ok. Ce influență ai? Ce faci tu exact? Ce-ți place ție? Am pornit de la pictură în anul 2000, de unul singur și am fost autodidact timp de 10 ani. Și apoi am considerat că trebuie să fac mai mult pentru mine, să îmi dezvolt abilitățile și am mers la Universitatea Națională de Arte București, unde am absolvit secția pictură. Okay. Și apoi am terminat și un master la secția de educație prin arte vizuale. Era un master experimental în care am putut să fac foarte multe experimente în atelier. Era un atelier deschis, puteai să faci orice fel de experiment, de la sculptură, foto, video, pictură, orice doreai. Și de-aia am ales acea secție, nu pentru că vroiam neapărat pedagogia. Însă am și formație de pedagog. Am terminat, înainte de arte, am terminat psihologie, pedagogie, am modulul absolvit, am făcut și la arte pedagogie, am predat pedagogie, mă rog, am predat artă, pictură, desen și creativitate. În ultimii ani am predat în Brașov creativitate. Wow, deci tu ai tot spectrul adunat la un loc. Uite o întrebare care o pun la toți artiștii. Spune partea de revelații. De unde îți vine ție inspirația? Cum îți provoci tu actul de creație? Din ce te inspiri tu? Cum vine povestea? Nu cred că merge pe tipicul ăsta. Ce mă inspiră eu? Ești rațional? Fără să mă laud. Adică sunt unul din artiștii care creează pur și simplu din prea plinul pe care îl are. Adică am mai multe stiluri în care pictez și în care lucrez și pentru mine nu este decât a alege stilul în care lucrez astăzi sau în perioada asta, îmi propun o expoziție, intru în atelier și în mod automat încep să creez în stilul respectiv. Adică pur și simplu caut diverse forme de expresie, să dezvolt diverse forme de expresie în stilurile în care lucrez. Nu am o inspirație atât de mare în realitate, pentru că nu sunt realist, dar pornesc de la, dacă e o inspirație să fie, în spate se află dadaismul și suprarealismul și expresionismul abstract, undeva în spate, anii mei de studiu. Deci tu ești mai mult pe rațional, nu ești pe parte sufletească. Sunt mai mult pe irațional. Pentru că practic suprarealismul și dadaismul.
Ok, deci nu, rațional, irațional, dar mai mult pe partea asta gândită decât să zic o parte venită din o parte interioară sau ceva. Foarte fain. Spune-mi, care sunt greutățile unui artist vizual în perioada pandemiei și în perioada de acum? Da, pot să spun că mari, sau aș putea să spun pentru anumiți artiști care au fost mai slabi de îngeri, au fost absolute. Prima fază a pandemiei s-a intrat, din punctul ăsta de vedere al încrederii artistului, așa cumva s-a intrat ok, nimeni nu se aștepta ca pandemia să dureze. Apoi pe la undeva prin martie, aprilie, mai, lucrurile au început să cam involueze, pentru că s-au închis galeriile de artă, colecționarii au început să nu mai cumpere, pentru că nu mai aveau încredere în piață, nu mai aveau încredere în ce se va întâmpla, e exact ca la bursă. Și a început treptat să cadă, inclusiv pe licitații, inclusiv clienții n-au mai vrut să cumpere. Își țineau, toată lumea își ținea banii în buzunar, știi, pentru zile negre. Și atunci noi am fost cumva descoperiți din toate punctele de vedere. Nu au existat subvenții decât așa generice pentru artiști, în schimb, în viața reală nu a existat niciun fel de suport din partea statului român pentru artiști, doar în afară de câteva inițiative. Noi practic am fost scoși în afara societății. Pur și simplu a trebuit să ne descurcăm. Fiecare a putut cum a putut el. Eu în continuare am reușit să vând. M-au ajutat și niște prieteni, mi-au mai cumpărat niște tablouri în perioada aia foarte neagră și tulbure. Și cumva am trecut. Iar acum lucrurile au reintrat cumva de o perioadă în făgaș. E ok, oamenii tatonează din nou, vor să cumpere, sunt curioși, au loc licitații. Mâine, mâine, ce zi azi? E 4? 5, ieri a fost 4 ziua Americii. Perfect, da. Mâine am o lucrare la Artmark, care va intra în licitația de artă contemporană de acolo. Este prima mea lucrare, de exemplu, care este vreodată într-o casă de licitații românească la Artmark. Și eu am acum 36 de ani. Deci să te gândești cât de mult trebuie să lupți ca să ajungi să ai o lucrărică. Și sunt curios să văd cum se întâmplă mâine licitația. Rudy, noi suntem aproape. Deci am spus, Interviews for Hope nu e doar un proiect de interviu, este un proiect social business în care oamenii se conectează și sper că pot să ajut, mai ales în parte de expunere, eu și televiziunea M9 TV din Mureș. Spune-mi, Rudy, cum poate să influențeze un artist comunitatea din care face parte în bine? Cum poate să o ridice? Atâta timp cât muncește pentru asta și se consideră un factor activ al societății. De obicei, artiștii au o atitudine puțin mai refractară vis-a-vis de partea socială, dar apoi tot ei sunt persoanele care vin să condamne societatea care nu îi valorizează, nu îi bagă în seamă. Din experiența pe care o am și din experiența pe care o am din poveștile altor artiști români și internaționali, există posibilitatea ca tu, dacă muncești zi de zi, în fiecare zi ca la birou, te trezești, îți faci cafea, îți dai dimineața e-mail-urile, îți dai telefoanele, îți faci, uite, interviurile, după amiază te duci în atelier, lucrezi, seara poți să ieși la o bere, nicio problemă, dar tu trebuie să consideri ca artist că 10 ore pe zi e jobul tău și tu ești șeful tău. Și dacă tu faci asta timp de, să spunem, o lună, două luni, ești consistent și lucrezi în fiecare zi, va începe să se reflecte în social, în bani, în invitații, atâta timp cât rămâi proactiv. Dacă te dai pe delăsare și pe băutură și vai, eu sunt artistul de geniu, dramatic, acolo nu mai, acolo îți pică tot. Nu ai cum, în 2021 nu mergi cu asta. Mergi cu profesionalism și this is a job, știi? Am văzut un interviu cu un mare musician și spunea a fi rebel nu înseamnă să îți iei o geacă de piele pe tine, niște pantaloni tăiați și să urli împotriva sistemului. A fi rebel înseamnă să te duci în consiliul orașului din care faci parte, să te implici în viața politico-socială a cetății, să schimbi ceva. Adică să fii activ acolo, nu în a fi în afara societății cu bluși tăiați și cu geacă de bluși. Ce părere ai despre asta? Pentru că toată lumea vorbește de faptul că România a fost condusă de mediocri în ultimii 30 de ani. Și de fapt să și vede că România e cam căzută din punctul ăsta de vedere și să spune că
România o duce rău nu pentru că a fost condusă de mediocri și de submediocri, o duce rău pentru că oamenii buni nu s-au implicat în viața politico-socială destul de mult. Ce părere ai? Într-adevăr, nu vorbesc acum despre rebeli sau a fi sau a nu fi geacă de piele, nu despre asta, dar de ce oamenii buni nu s-au implicat? Păi uite, spune de ce. Fac la rândul meu eforturi de câteva luni de zile să creez un spațiu multicultural în Brașov. Am aplicat la primărie numeroase apeluri, proiect pe masa primarului, discuții necontenite pe care le-am avut, am format un grup de colegi, artiști și tot așa, și am solicitat niște clădiri și tot așa, și la un moment dat lucrurile după 6-7 luni s-au împotmolit în partea, așa zis în mod fals, părerea mea, de legi, hârțogăraie, ce se poate, ce nu se poate, ce avem voie, ce nu avem voie. Primăria spune că nu ne poate da o clădire pentru că primăria nu deține clădiri, dar de fapt se pune foarte mare accent pe noi. Adică dacă noi am putea să avem și bani, și sponsori, diverse fonduri din astea europene sau nu, dacă noi am putea să avem totul, atunci primăria n-ar da decât o bifă. Și atunci, cumva, după 6-7 luni, eu însumi am cam renunțat în momentul de față la a mai face o asociație și a cere o clădire, mi-am dat seama că nu se poate. Și atunci, pentru că totul e politic, asta vreau să spun eu ție. De fapt, baza asta e. Totul e politic. Eu nu sunt aserviu politic, sunt total antipolitic, am declarații publice împotriva sistemului și a oricărei forme de înregimentare prin politică. Dacă nu ești o angrenat politic, cel puțin aici la Brașov, eu spun că nu poți să obții absolut nimic. Cine mă contrazice? Păi chiar asta e ideea, Rudy, chiar asta spuneam acum. Poate e bine să fii rebel prin a te implica politic. Asta e toată povestea. Pentru că eu înțeleg, sunt anumite cutume. Și într-adevăr, cei care sunt în anumite partide se ajută între ei, clar, nu? Dar asta e ideea. Da, pare rău să te contrazic aici, dar nu consider că ești rebel dacă te implici politic. Ci din potrivă, intri din zona de rebel în zona aservită, într-o zona a slăbiciunii spirituale. Uite, te bagi acolo, păi... Poți ca să schimbi povestea din interior, dacă din exterior uite că nu merge, nu? Nu te bagă nimeni seama. Încercarea mea de a o schimba din interior a fost prin aplicația unui proiect, pentru ca noi să primim o mică clădire, să spunem câteva ateliere și să facem o galerie de artă. Aveam niște planuri mari care vizau și zona internațională de rezidență, să aducem artiști, să rulăm artă și cultură. Planul nostru era masiv. Acum am văzut că nu se vrea pentru că, într-adevăr, e faza cu politica și nu, eu nu fac niciodată compromis. Eu sunt artist și asta înseamnă că sunt în spirit liber. Cine? Ai dreptate. Nu un pic, Rudy. Ai dreptate. Și eu sunt tot artist. Sunt producător de film, încerc să fac film. E greu. Pe oamenii, în general, nu interesează partea de cultură. Vreau că e interesant. Toți cei bogați vor să fie nemuritori, dar nu știu cum să fie nemuritori. Nemuritori sunt pentru care investesc în cultură. Atunci rămâi nemuritor. Și este un semnal de alarmă numai pentru oficialități și pentru cei care au bani. Am tot zis-o eu în interviurile mele. Dar gândește-te, trebuie să fii open-minded, nu? Nu vreau să te conving, nu e vorba de compromis acum. Dar dacă poți să schimbi ceva, de ce să nu intri să schimbi din interior sistemul dacă nu ești băgat în seamă din afară? E o idee. Ce să zic și da, eu? Nu. Pentru mine nu. Pentru mine nu este o idee. Poate trebuie să te uiți la partea asta. Poate cumva merge fără să faci. Nu există alte metode. Adică nu, eu nu bag niciodată la uși închise. Și când mă duc să vorbesc în fața cuiva și îi cer ceva în mod direct, non-politic și așa. Și dacă am un proiect bun, consider că acest proiect ar trebui să se susțină prin natura lui, pentru că el este pentru brașoveni, este pentru public. Am expus pe larg ideile pe care le avem, există proiectul și atâta timp cât totul se blochează undeva într-o zonă foarte măruntă politică a lor, eu nu mai bat la uși. O să am un atelier, că mi-am luat o casă nouă, un mic atelier la început, lucrez, îmi fac arta în continuare, merg în continuare către ideea de internațional, caut în continuare rezidențe, expoziții naționale și internaționale, îmi fac arta și eu am schimbat de unul singur anumite aspecte. Am avut la un moment dat o galerie de artă în Brașov. Nu mi-am mai permis să o țin, chiria.
am fost unul dintre curatorii de la Noaptea Alba Galeriilor acum câțiva ani. Am adus aici 5 sau 6 artiști, am organizat 5 sau 6 spații în Brașov. Am fost unul dintre cei care au ajutat la prima bienală de artă din Brașov. Anul ăsta va avea loc a doua bienală de artă din Brașov. Se numește Bienala Albastră. Tocmai s-au deschis open call-urile ieri pentru artiști. Se numește Bienala Albastră. Există site, pagină de Facebook. Cine dorește Rudy, să participe, nu. Rudy, respect. Păi nu, tu ești un om deosebit. Chiar asta e ideea. Eu încerc să caut soluții, încerc să înțeleg, nu încerc să te împing. Da, nu, păi nu, soluțiile, să nu crezi că refuz soluțiile. Am spus doar că refuz soluțiile pe plan politic. În schimb, asta vreau să-ți spun ție acum, că nu sunt bătut în cap. Le refuz pe cele pe plan politic, dar găsesc și caut și furnizez în permanență soluții care sunt din zona apolitică și acolo există mult material. Însă acolo trebuie mai mult nevoia susținerii prin sponsor. De exemplu, acum eu am restrâns planul acela mare pe care l-aveam cu primăria, mi-am dat seama că nu are sens, dar ce aș dori să creez în Brașov o galerie de artă contemporană care să fie pur și simplu o cameră foarte largă cu un spațiu de depozitare în spate, unde eu să pot rula artiști din România și din afară, dar numai unul și unul, nu. Și pentru asta aș avea nevoie de niște sponsori, de exemplu. Aș avea nevoie de cineva care poate să-mi concesioneze o bucățică, o cameră într-o clădire în Brașov, în centru. Aș avea nevoie de niște fonduri din partea unor sponsori din România, ca eu să pot rula artiști români acolo. Adică nu fac galeria pentru mine, o fac pentru țară, pentru România. Pentru ca brașovenii să poată vedea cine este un artist neamț, austriac, mai știu eu, francez, să vină să intre în engagementul ăsta discursiv cu el, să-i vadă arta, să poată să palpeze arta, să-i cumpere arta eventual. Deci ideile există și rulează în spate, in the background, însă este nevoie de ceva infrastructură. Eu ca artist nu posed în momentul de față acești bani să cumpăr clădirea, să investesc. Nicio problemă. Primăria îmi poate da bani non-politic dacă am o asociație formată și dacă am deja un spațiu pe care să aplic niște fonduri. Mi-au oferit, adică asta nu spun, s-au deschis niște fonduri okay. Acum oferit. Câteva luni. Dar s-au oferit în general. Deci dar, înțelegem, în general, nu mie. În dar, general, Rudy. Eu n-am aplicat. Ok, Rudy, primarul Brașovului de acum e tânăr. Să spune că e open-minded, că e deschis. L-ai întâlnit? Cum să mișcă pe partea asta de cultură? Da, am discutat. Păi când am început noi proiectul, am discutat cu el prin niște conferințe Zoom de vreo două ori. El, cumva, în planul discursului este totdeauna foarte deschis. Iar apoi, când a fost vorba de implementare directă, ne-a pasat către niște consilieri și consilierii ne-au dus într-un dead end după aceea. Adică întoarcerea la primar nu a mai fost posibilă prin niciun fel de... Eu am mai solicitat încă o întrevedere cu dânsul. M-am dus poate și am înregistrat proiectul. Poate n-are timp, Rudy. Păi expresia nu ai timp este expresia legată de politic. Nu, când spui, când tu ca primar vii și spui și faci o întrevedere de 200 de persoane pe Zoom și spui doresc să-l dezvoltăm planul cultural pe Brașov 2021-2035, dar apoi dispare de pe piață și toată lumea te întreabă păi unde e planul cultural 2021-2035? Unde suntem? Unde sunt întâlnirile? Păi momentan nu avem timp că suntem foarte ocupați. Și ideea cu foarte ocupați a devenit normă. Ei sunt doar ocupați și noi suntem doar pe din afară. Adică cam așa e relația. Ei sunt ocupați și noi suntem foarte ocupați. Și noi. Rudy, toată povestea aici e să găsim soluții în a crește comunitățile din România, nu doar din Brașov. Da. Eu asta caut de ani de zile fac asta. Păi ok, singur, nu te lăsa. Spune-mi ce mesaj ai tu. Spune-mi ce mesaj ai tu pentru domn primar cel tânăr din partea unui artist tânăr care vrea să își ridice orașul? Păi n-am niciun mesaj. Deja știe mesajele pe care le-am lăsat și le-a ignorat. Nu mai am niciun mesaj pentru el pentru că nu mi-i canalizez energiile către zonele astea libidinare unde nu reușesc să dezvolt chestii. N-am chiar niciun mesaj. Îl salut, atâta, nu știu. Eu zic că trebuie să fii mai pozitiv, man. Eu cred că oamenii... Sunt pozitiv, stai să ne înțeleg. Sunt foarte pozitiv, dar nu merg în zona, adică nu am ce să cer. Nu am... Primăria Brașov ne-a lăsat... Never give up! Stai, trebuie să spun asta, Primăria Brașov a lăsat încă din prima clipă senzația că noi suntem niște cerșetori care nu jucăm foarte bine cartea colaborării
și care venim mereu dintr-o zonă din asta în care întindem mâna și ei nu pot să ne ofere, pentru că ei nu sunt alma mater, ei sunt doar o instituție. Deci cumva lucrurile aici stau altfel. Mie nu mi-e frică să vorbesc despre zona asta, că nu mă atinge cu nimic. Nu trebuie să fiu diplomat. Mesajul tău e un semnal de alarmă pentru toți primarii din orașele mari ale României. Uite că unii, uite că la Sibiu sau în alte orașe, cultura este pe primul loc. Eu zic că și Brașovul, că și eu merg între Mureș, Brașov, Harghita, ar trebui să se miște mult mai mult pe partea de cultură și cei care ne ascultă să miște munții, pentru că așa vor rămâne nemuritori. Nu-i așa? Da, există inițiative, eu nu spun că nu. Într-adevăr, uite, acum există inițiativa asta cu a doua bienală care va fi, e cumva în colaborare puțin cu primăria, dar nu primăria este responsabilă pentru asta. Am mai văzut că încep așa niște idei de niște galerii, niște centre micuțe prin Brașov. E cumva așa, se vede că se vede o primăvară, da? Nu, ca să-ți răspund la o întrebare pe care mi-ai pus-o mai devreme. De ce pleacă artiștii? Sau artiștii la un moment dat pleacă când ai, de exemplu, vârsta mea, 36 de ani. Ai încercat singur, ai încercat cu primăria, ai încercat. Vezi cum trec lunile, trec anii. La un moment dat te gândești, bă, dar asta e puțin. Dacă m-aș duce eu acum la Berlin, îmi iau o rezidență artistică acolo, câștig un proiect, trăiesc și după aia... Oamenii ăia mănâncă artă pe pâine și cultură, oamenii ăia mă valorizează. De ce dracu nu plec? Adică de ce stau să cultiv un oraș care nu vrea să fie cultivat? Adică e cumva o muncă mult prea... E o muncă nebunească să iei cer în spate și să-l cari degeaba. Ai dreptate, păi și eu asta fac, promovarea orașelor din România. Și într-adevăr e foarte greu și ai o grămadă de frustrări, pentru că într-adevăr nu este un răspuns. Da. Adică tu singur pe resursele tale faci într-așa fel încât să-ți ridici orașul, să-ți ridici o parte de imagine a oamenilor, înțelegi, și nu te ajută nimeni, toți parcă sunt surzi la partea asta, nu știu, mă gândesc, e un paradox ciudat, deci partea asta exact care e foarte înceată de a fi deschis spre așa ceva, este incredibilă, este absolut incredibilă și efectiv îți mănâncă sufletul. Mie da, adică cumva la un moment dat tot încercând să fac proiectul ăsta, am cedat, pentru că mi-am dat seama că nu... Le-am spus și dânșilor, le-am spus la un moment dat, există în orice proiect un timp de așteptare util versus un timp de așteptare etern. Adică în eternitatea s-a născut la sat, ok, dar hai să nu aducem în artă, știi? Nu, există timpul ăla util care deja a trecut atât de mult încât eu acum ar fi trebuit să fiu în alte proiecte artistice și să-l am și pe ăsta, știi cumva? Adică deja să rulez niște lucruri, deja să fie avut 5, 6, 7 artiști aici, în vizită, în Brașov, deja se schimbau lucruri. N-ai cu cine, și când spun că n-am cu cine, urăsc fraza, nu-mi place să o spun, nu doresc să o spun așa, din asta generică, dar nu găsești doi oameni să poți să faci ceva cu ei, unul deschis la minte, nu-i găsești, îmi pare rău să spun. Eu sper că interviul ăsta... Rudy, să ajungă la cine trebuie și cei care au puterea să miște ceva în Brașov, să o facă, man. Dacă sunt cei toți care au puterea, eu văd o colaborare foarte, foarte faină pe ideea de sponsori, cum spuneam, parteneri locali, sponsori, oameni deschiși la minte, oameni care pot să spună, ok, am în casă o cameră de 30 de metri cu care nu fac nimic, ți-o dau, vii acolo cu prietenii tăi, o văruiești, o faci super mișto pe banii voștri, deschizi ușa la stradă, îți faci galerie, până la urma urmei nu e nimic. Bineînțeles, oamenii, deci vorba nu, exact asta spun și eu în interviurile mele. Deci orice om poate să se implice în ridicarea comunității, de exact cum ai spus tu. Tu ai nevoie de un spațiu în centrul Brașovului. Sper că cineva să vadă acest interviu și să te contacteze, să zică, Rudy, uite, ia camera asta de aici, fă ce vrei, pune mie numele acolo, pune numele, uite. Bineînțeles, bineînțeles. Ianoș Barabaș, Rudy, pune-mi numele acolo, Ianoș Barabaș din Brașov a dat această cameră pentru o galerie de artă să-și ridice orașul, să-i pui numele acolo forever, ca să rămână, să arate lumii că uite mă, eu am făcut ceva pentru comunitatea mea. Deci un semnal de alarmă numai pentru autorități, și pentru oamenii de bine din Brașov, să vă susțină, să te susțină, să se ridice deasupra nevoilor de zi cu zi. Știu, piramida lui Maslow, partea de jos, îți trebuie un sex, mâncare și un loc să stai. Perfect! Dar mai există și partea sufletească care trebuie ca să o încarci cumva, nu? Că nu ești născut numai ca un animal pe lumea asta. Și atunci trebuie ca om într-o comunitate să mergi pe partea de cultură, de artă, pentru că asta te ridică
Și mă repet, te face nemuritor, nu? Te face mai demn. Afia. Și poziția mea momentan a fost, am spus-o și celor de la primărie, doresc să ridic demnitatea artistului la un nivel decent în care el să nu mai fie privit, artistul mi-a privit foarte prost de instituții ca fiind cel care cere, de publicul larg, cel care nu are un job sau cel care pierde vremea sau cel care face niște proiecte din astea, niște iluzii și care nu se angrenează în partea socială. Oare lucrurile nu stau deloc, absolut deloc așa? Artiștii pe care îi cunosc sunt oameni care au poate mai multe universități la activ, sunt oameni care au făcut studii în străinătate, sunt oameni de o cultură fantastică, au citit biblioteci până la vârsta lor, sunt niște oameni de cultură. Artiștii sunt niște oameni de cultură și asta trebuie foarte, foarte bine băgat în inconștientul ăsta colectiv, popular. Egregor, pentru că vorbești de egregor. Ok, Rudy, acum la sfârșit de poveste interesantă cu tine și de poveste puternică, hai să mergem un pic pe partea pozitivă. Ai dreptate, noi trebuie să ne unim cumva, să mișcăm lumea, clar. Spune-mi ce mesaj pozitiv ai tu pentru orașul tău, pentru Brașov și pentru România? Mesajul pozitiv îl văd în 2021 și dincolo de 2021 în ideea de networking. Cumva ăsta ar fi mesajul, cuvântul cheie, networking. Adică haideți să ne întâlnim, să avem mese rotunde în care să punem proiecte pe, așa la față, să discutăm și, în primul rând, lăsăm orgoliul la ușă. Cine sunt eu, ce vreau eu neapărat să realizez? Pentru că se întâmplă în felul următor și se vede. Cât timp suntem mai mulți angrenați într-o chestie, într-o asociație, într-o nebunie de genul ăsta, se poate, pentru că suntem mulți și puternici, așa, când suntem singuri, deodată nimeni nu ne mai bagă în seamă. Și eu văd ideea de networking, ideea unor spații din astea, le văd ca fiind conectări ale orașului Brașov cu toate orașele din România, apoi înfrățirea acestor orașe și comunități cu comunități din afară și în așa fel încât să se producă circuit de cultură. Și adică eu asta văd ca fiind viitorul. Networking-ul este viitorul, e singurul mesaj pozitiv. Networking. Și deci oameni buni. Oameni buni. Rudy von Kronstadt din Brașov, să-l căutați pentru că merită, are o putere fenomenală și chiar vrea să facă lucruri deosebite. Rudy, mulțumim din suflet pentru prezența ta în Interviews for Hope și la televiziunea M9 TV din Mureș. Respect! Mulțumesc frumos! Te salut!